Orice om care se luptă cu niște kilograme în plus visează ca un om de știință să inventeze o pastilă care să-l scape de greutatea suplimentară de pe o zi pe alta. Realizează însă că așa ceva nu este posibil, așa că recurge la cele mai controversate diete. De acord, rezultatele acestor cure de slăbire sunt vizibile în timp record, dar prețul plătit ulterior este prea mare. De exemplu, celebra dietă Atkins, în care trebuie să mănânci numai proteine de origine animală și nu ți se permite decât o mână de salată verde pe zi. Doar că această dietă ținută pe termen lung îți distruge organismul, o spun specialiștii în nutriție. Vacanța de vară se apropie și odată cu aceasta mult așteptata ieșire pe plajă. Nu e de mirare că o grămadă de oameni au intrat în cură de slăbire. Bineînțeles, fiecare își dorește să scape cât mai repede de kilogramele în plus și fiecare speră la un miracol. Asta da, cu înfometare. Și am auzit o dietă de, pe bază doar de sucuri. Adică o dietă din asta, doar din freșuri, din sucuri naturale. Ce dietă? Așa, după mine, nu una anume. Printre cele mai căutate diete este și cea pe bază de proteine. Și asta pentru că slăbirea se face într-un ritm alert. Dieta pe bază de proteine, cunoscută sub denumirea de Atkins și variantele ei, mai nou dieta Dukan, sunt diete hiperproteice. Aceste diete, practic, debutează printr-un consum exagerat de proteine, special de origine animală. Aparent e simplu de ținut. În realitate e mult mai dificil. Gândiți-vă doar că piețele sunt pline de fructe și de legume, iar dieta Atkins cere să mănânci doar carne, ouă și brânzeturi grase. Am încercat, da. Ce fel de dietă? Țin la mine dietele Dukan. Și nu. Nu, din cauza programului. Nu e de mirare că dieta a stârnit tot felul de controverse. A fost analizată și de specialiștii de la Institutul de Cercetări Alimentare, care au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Slăbești, este adevărat, dar riscul este mare. Pentru că imediat după dietă, dacă nu respecti indicațiile, apare fenomenul yo-yo. Practic te îngrași mai mult și s-a văzut că astfel de diete hiperproteice pot afecta ficatul, rinichiul și mai grav pot genera boli cardiovasculare care se termină cu infarct de miocard sau un accident vascular cerebral. Totuși, ce e de făcut? Să știi cum să combini alimentele. Proteinele de origine animală, precizez, nu ar trebui combinate cu carbohidrați. Cu alte cuvinte, n-ar trebui ca lângă o friptură să avem, spre exemplu, o garnitură de cartofi sau de paste făinoase, ci mult mai bine ar fi o asociere cu legume. Un meniu sănătos nu este greu de întocmit. Pentru un prânz aș recomanda o salată Caesar, chiar dacă sosul Caesar conține parmezan și puțin mai gras și uleiul de măsline, dar este sățios. Iar pentru seară v-aș recomanda o salată țărănească cu un filet de vită deasupra. E cât se poate de ușoară și sățioasă. Și în câteva minute, cele două variante de salată sunt numai bune de savurat. Avem nevoie de salată iceberg, o lingură de dressing, apoi crutoane, iar deasupra putem pune piept de pui, făcut pe grătar în prealabil și lăsat puțin la răcit. Și în funcție de preferințe, de exemplu, dacă la prânz am mâncat carne și n-am vrea să mai mâncăm carne, punem brânză, sau dacă nu s-a mâncat carne în ziua respectivă. Alternativa e un filet de vită pe care îl facem pe grătar. Însă degeaba facem cură de slăbire dacă nu facem și sport. Toată lumea vrea să vină și să slăbească foarte repede. Nu există minuni. Kilogramele le acumulezi în timp. La fel, nu poți să le dai jos într-un timp foarte scurt. Rezultatul cel mai bun se obține combinând sportul cu dieta. Dar dieta trebuie făcută în așa fel încât să fie un stil de viață. Iată câteva exerciții pe care le putem face și acasă. Genuflexiunile trebuie executate astfel încât în momentul în care cobor fesierul, genunchiul să nu vină în fața vârfului adidasului. Următorul exercițiu este pentru zona abdominală. Spatele trebuie să fie tot timpul lipit de sol. Întins brațele în prelungirea umerilor și de aici și cobori. Zona tricepsului, o variantă un pic mai ușoară de flotare ne așezăm pe genunchi, palmele să fie la nivel cu umărul, de aici coborâm ușor, ridicăm palmele și împingem. Abdomenul încordat. Sportul și alimentația sănătoasă nu ne ajută să scăpăm doar de kilogramele în plus. Se știe că sportul, dar și fructele activează hormonul fericirii. Așadar, o soluție tocmai bună de a scăpa de stresul cotidian și de a ne recăpăta buna dispoziție.